Mă gândeam, în timp ce cântam această cântare, că după această cântare cam ce ar urma? Ar urma să ascultăm toți plini de bucurie, nu-i așa? Dar acum depinde de fiecare, pentru că lucrurile acestea, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare atât de individual, atât de diferiți unii de alții, cu nevoile noastre, cu stările noastre, cu principiile noastre, cu dorințele noastre. De aceea, la unii, când stai de vorbă cu el, le place mai mult cântarea, la alții le place mai mult rugăciunea, la alții le place mai mult predica, la alții le place mai mult părtășia, și așa putem să continuăm mult, pentru că suntem diferiți. Dar vedem, în toate acestea diversitate, da? Dacă le facem toate ca pentru Domnul, suntem primiți de Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. De aceea credem că, și cred din toată inima că în această dimineață, tot ceea ce am făcut până acum în casa lui Dumnezeu a fost ca pentru Domnul. Și pentru aceasta putem să spunem ca Dumnezeu să fie glorificat și slăvit. Și ceea ce vom face de acum înainte, adică un mesaj din partea Domnului, din cuvântul lui Dumnezeu, tot pentru ca pentru Domnul îl vom face. Și cred că acest mesaj va fi folositor pentru noi. Pentru că, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Sfântă, descoperim aici o grămadă de mesaje sau îndemnuri ale oamenilor lui Dumnezeu și în mod special a Domnului Iisus Hristos, care sunt adresate pentru noi, pentru credincioși. Și dacă în această dimineață îl vom lua pentru noi personal, cred că va fi o binecuvântare a lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra la inimile noastre. De aceea vreau să vă ridicați pe picioare și să dau citire pasajului care l-am ales pentru această dimineață. Și cuvântul Domnului îl găsim scris la Ioan, capitolul 15, începând de la versetul 12, un mesaj cunoscut de dumneavoastră, frumos, din care putem să învățăm și mai mult decât am învățat, este mai mult o aducere a minte a dorinței Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți rod și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Și acum vreau să vă întreb, mesajul acesta este pentru dumneavoastră? Îl luați? Este actual pentru noi? Și eu cred că da, pentru mine este. Și de multe ori mă duc cu gândul la pasajul acesta și iau învățătură, pentru că cuvântul lui Dumnezeu scris este pentru aceasta. În momente dificile, în momente de nevoi, în momente de bucurie, de necaz, de orice alte momente am fi, am trece, să ne întoarcem și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să primim încurajare și îmbărbătare și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ar vrea ca predica din această dimineață să fie o continuare a mesajului care s-a adus încă de la timpul de rugăciune din Psalmul 139 și așa cum am spus deja din Psalmul 139, eu îl recunosc pe Dumnezeu în psalmul acesta ca un prieten atât de apropiat fiecăruia dintre noi și în mod special apropiat de David. David s-a uitat la el și la legătura lui sau la relația lui cu Dumnezeu și îl recunoștea pe Dumnezeu în lucrurile cele mai mărunte. Dacă citim istoria lui David, vom vedea multe exemple demne de urmat de fiecare dintre noi. Deși a fost un om după inima lui Dumnezeu, deși a fost un om extraordinar, un om care Dumnezeu a investit în el mult, un om în care a stat la dispoziția lui Dumnezeu, totuși nu a fost scutit de întâmplări, dacă vrem să spunem, neplăcute. Dar omul ăsta a avut o coloană vertebrală și a fost un om care s-a încrezut în Dumnezeu în tot timpul. De aceea, în psalmul acesta, plin de bucurie, îi spunea și nu-i mai înșiră. Noi probabil când începem rugăciunile noastre de seară sau
de peste săptămână, începem să înșiruim la Dumnezeu tot ceea ce s-a întâmplat cu noi și nu e un lucru rău. Unicul lucru e că ne o să ne ia mult timp, să înșiruim, să-i spunem la Dumnezeu ce ni s-a întâmplat în ziua respectivă. Și îi spunem, Doamne, dar ai văzut de dimineață cât de bine m-am trezit și după aceea acum am... Și începem să-i spunem la Dumnezeu în rugăciunile noastre și e minunat că Dumnezeu este Cel care ascultă, ne înțelege. Dar vedem pe Dumnezeu care vine și încă din versetul 1, Doamne, Tu mă cunoști, Tu mă știi. Și încheie cu aceasta, nu mai spune despre lucrurile amănuntele prin care el a... O persoană care te cunoaște și te știe, nu trebuie să știe decât că ești într-o stare în care ai nevoie de El. Și Dumnezeu a înțeles lucrul acesta. Mă uitam în psalmul acesta 139 și în versetul 17, nu numai cuvintele lui Dumnezeu, nu numai acțiunile lui Dumnezeu, nu numai, probabil, mesajele care le-a transmis Dumnezeu, atât prin vis, prin profeție sau prin oamenii lui Dumnezeu, lui David. Dar spune cuvântul Domnului în versetul 17 că David spunea în felul următor, cât de nepătrunsă mi se par gândurile tale, Dumnezeule. Și noi ne minunăm de multe ori de cuvântul lui Dumnezeu. Îl citim și poposim asupra lui sau îl ascultăm prin predici sau prin citire și spunem extraordinar. Dumnezeu ne cunoaște, uite, versetul ăsta a fost scris cu mii de ani în urmă și parcă atât de mult ni se potrivește, parcă atât de actual pentru mine și ne minunăm de cuvântul lui Dumnezeu care îl găsim scris. Dar vedem pe omul lui Dumnezeu, pe David, că spune cât de nepătrunte sunt gândurile tale, Doamne. Ne-am gândit vreodată ce gânduri are Dumnezeu cu privire la noi? Ne-am pus întrebarea care este planul lui Dumnezeu cu privire la noi, la familia noastră, la biserică. Pentru că noi ne uităm de multe ori în trecutul nostru și cerem ajutor pentru prezent. Dar foarte puțin ne rugăm pentru viitor. Să ne preocupăm sau să ne gândim, Doamne, Tu până acum ai făcut lucruri extraordinare pentru mine, pentru familia mea, pentru biserica Ta. Ce ai pregătit pentru noi pentru anul ce vine? Ce ai pregătit pentru mine sau pentru familia mea în ani, în decursul anilor? Ce ai pregătit pentru mine în slujirea care trebuie să o fac înaintea Ta? Dar David privește și ne învață în această dimineață că își trebuie să facem rugăciuni și de felul acesta. David știa gândurile lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt gândurile Tale, Doamne, și cât de mare este numărul lor. Nu era un gând, un plan al lui Dumnezeu, ci erau multe planuri. Pentru că Dumnezeu se putea încrede în David. Dacă stăm la dispoziția lui Dumnezeu și suntem dispuși ca Dumnezeu să lucreze prin noi, Dumnezeu avea gânduri mărețe cu fiecare, slăvit să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului în Ieremia, dacă nu v-ați gândit ce planuri ar putea avea Dumnezeu cu dumneata, cu mine, cu familiile noastre, cu biserica Domnului. În Ieremia, cuvântul Domnului vorbește în felul următor și cred că este un îndemn din partea Domnului pentru fiecare. Și aici ne dezlușește Ieremia gândurile sau prin profeție din partea lui Dumnezeu, gândurile care Dumnezeu le are cu privire la noi. Și chiar dacă a fost scrisă cu mii de ani în urmă, gândurile lui Dumnezeu nu s-au schimbat față de credincioșii Lui. El are aceleași gânduri, aceleași planuri. Și cuvântul Domnului spune în felul următor, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie, spunea Domnul. Desigur, gândurile lui Dumnezeu ne-l cunoaștem, poporul Israel, cunoaștem istoria lui, cunoaștem mersul și analizăm și predicăm din această istorie minunată și vedem noi acum după veacuri cum Dumnezeu i-a ținut parcă ca într-o mână.
și i-a protejat. Desigur, mulți au fost cei care au vrut să meargă pe cont propriu și Dumnezeu i-a lăsat. Așa cum, de fapt, pe noi ne lasă Dumnezeu. Spunea Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, se adăpostește la umbra acelui totputernic, zice despre Domnul, este turnul meu de scăpare. Dar cei care nu-L iau pe Dumnezeu sub protecție, nu stau sub protecția lui Dumnezeu, acei, probabil, vor merge și vor rătăci în această lume. Dar Dumnezeu, vreau să spun, că are și pentru ei un plan. Și planul lui Dumnezeu este să le dea o nădejde. Are planuri de pace, slăvit să fie numele Domnului. De aceea Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și în această dimineață, mesajul care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, gândindu-mă la Dumnezeu ca la un prieten minunat, este în felul următor. Căci Dumnezeu este un prieten adevărat și nu de departe, ci de aproape. Și Domnul să ne binecuvinteze. Ar vrea să ne uităm la pasajul acesta care l-am citit din Ioan capitolul 15 și să identificăm câteva calități a unui prieten. Pentru că nu e așa că modelul nostru este totdeauna Domnul Iisus? Și în calitatea aceasta de prieten îl putem lua ca model pe Domnul nostru Iisus Hristos. De exemplu, El este model pentru noi în multe feluri, în slujire, în purtare, în lucrarea care El a făcut-o, în ascultare. Și putem să înșiruim sau punem în dreptul Domnului Iisus Hristos multe modele care ni s-a dat în răbdare, ne spunea Cuvântul lui Dumnezeu de asemenea. Dar în această dimineață vreau să ne uităm la El ca la un model de prietenie și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Înainte de aceea, pe această predică m-am gândit, dar n-am făcut-o, că era foarte nimerit dacă cântam cântarea aceasta Un prieten bun pe calea vieții. M-am gândit la cântarea aceasta în timp ce mă gândeam la ce să predic în această dimineață. Și așa este. Domnul nostru Iisus Hristos este un prieten, nu rău, nu indiferent, nu nepăsător, ci un prieten bun pe calea vieții pentru fiecare dintre noi. Și vreau să vă spun că avem nevoie de un astfel de prieten. Avem nevoie de o astfel de părtășie și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar după prietenul acesta spune Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie căutat. Și dacă îl vom căuta, îl vom găsi. Trebuie chemat și dacă îl chemăm, el va veni. Trebuie probabil luat și rugat să ne însoțească în călătoria aceasta. Și el o va face, slăvit să fie numele Domnului. De aceea prima calitate care o găsim în acest pasaj, încă de la versetul 12 și 13, putem să identificăm că prietenul adevărat iubește. Iubește. Prietenul adevărat iubește. Câți prieteni avem noi? Prieteni care, când ai nevoie de ceva, de ajutor mai ales, așa de multe scuze îți găsește, chiar în momentul acesta m-ai prins greșit. Chiar în momentul acesta vroiam, uite, îți plecat de acasă. Și încep să apare scuze și probabil unele sunt bine intenționate. Dar prietenul adevărat lasă totul. Prietenul adevărat, când treci prin încercare, prin necaz, prin strâmtorare, când ești în suferință la 3 dimineața, pui mâna pe telefon și suni pe prietenul tău să te susțină în rugăciune înaintea Domnului. Dacă ai nevoie să mergi sau să faci un drum, să ai nevoie de un ajutor, ai curaj. Acum aș vrea să vă întreb, asta n-am pregătit-o, mă gândesc eu acum. Aș avea o persoană eu în biserică aceasta la care să pot apela la 2 dimineața cu o problemă? Dumneata, ai o persoană în biserică aceasta la care să știi sigur că apelezi și îți răspunde la telefon, în primul rând. După aceea te ascultă și încearcă să facă tot posibilul, pentru că sunt momente care probabil nu se poate, dar face tot posibilul să-ți fie de ajutor. Aveți un prieten de felul acesta? Probabil că da, dar toți dintre noi suntem invitați în această dimineață, chiar dacă avem prieteni de felul acesta, printre noi, prin biserică sau în familie, în primul rând să luăm pe Domnul Iisus Hristos. El este Cel care este disponibil pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Domnului.
Pentru că nu v-aș dori să treceți prin situații de felul acesta, să puneți la încercare pe aproapele dumneavoastră. Dar dacă se va întâmpla, amintiți-vă că dacă îl veți chema, El a spus că o să vină. Dacă îl veți chema, El va răspunde, slăvit să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului spunea, aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. Desigur, noi eram înaintea lui Dumnezeu ca niște copii care rătăceam în această lume, fără de Dumnezeu. Dar în dragostea lui cea mare, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 3, cu versetul 14 în jos, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuia să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vedem aici legătura aceasta de dragoste a lui Dumnezeu față de noi și a Domnului Iisus Hristos, care a acceptat de bunăvoie să vină să facă parteneriatul acesta de dragoste între noi. Și l-a făcut nu în timp ce noi eram neprihăniți, a făcut lucrul acesta în timp ce noi eram păcătoși, încât eram rebeli, în timp ce noi eram departe de Dumnezeu și ne complăceam cu păcatele acestor lumi. Vedem că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Un prieten adevărat iubește și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Suntem încurajați de cuvântul lui Dumnezeu să facem la fel și noi, atât față de Dumnezeu, cât și față de semenul nostru, de fratele nostru, de familiile care sunt în biserică, de prietenii noștri, chiar dacă nu sunt întorși la Domnul. De ce? Pentru că acesta este caracterul lui Iisus Hristos, care trebuie să ne-l însușim fiecare dintre noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. În Proverbe, capitolul 17, cuvântul Domnului ne vorbește printr-un om înțelept, prin Solomon. Și Solomon a primit o înțelepciune care, înțelepciunea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci a fost atât de deosebită, mai deosebită decât celelalte înțelepciuni, care l-a primit oricare om care s-a născut înainte. Și cuvântul Domnului ne spune că cel neprienit arată prietenului calea pe care trebuie cea bună. Vedem cuvântul acesta lui Dumnezeu și în Proverbe 17, m-am greșit de referință, 17 cu 17, spune că prietenul adevărat iubește oricând. Prietenul adevărat iubește oricând. Nu iubește doar numai la belșug, nu iubește doar atunci când zilele senine, iubește oricând și la nenorocire ajunge ca un frate slăvit să fie numele Domnului. Este atât de minunat, fraților, să luăm învățătură și doresc ca Domnul să binecuvinteze Biserica Emanuel, să fim cu toți prieteni, frați de asemenea, să fim în parametrii care ni se cere prin Sfintele Scripturi. În comportamentul nostru unii față de alții este important să ne privim unii pe alții cu dragoste și în felul acesta vom putea să împlinim ceea ce Domnul Iisus Hristos ne lăsa în acest pasaj. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Desigur, iubirea este de multe feluri pe acest pământ, dar înaintea lui Dumnezeu este doar de un fel, pentru că El ne-a iubit egal pe fiecare și în același fel. O dragoste neprefăcută, o dragoste nealtuistă, o dragoste care se dăruiește, o dragoste care nu se uită la interes, ci se uită la nevoia care este și se implică, o dragoste care acționează și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Îmi aminteam de un pasaj sau de o întâmplare care la întâlnirea care am avut-o la Madrid, o spunea fratele Nelu Filip. Și spunea în felul următor că la sfârșitul la încheierea unui program, a venit o soră la el și i-a spus, frate Nelu, îmi au rămas bun de la biserică, de la dumneavoastră, am petrecut împreună cu dumneavoastră mai mult de 6 luni și
Acum va trebui să mă întorc din nou la casa mea. Dar ceea ce am o durere pe suflet este că în tot timpul acesta n-am cunoscut pe nimeni din biserica aceasta. Și m-am gândit, oare sunt oameni care trec prin biserica noastră și în care să nu cunoască pe nimeni? Să vină pentru prima, a doua, a treia oară, să vină o lună de zile în biserică și nimeni să nu-ți spună un cuvânt de unde ești, cum te cheamă, ce slujești, cum poți să fii ajutor de ajutor biserică, să fie implicat într-o anumită măsură. Ar fi oameni sau persoane de felul acesta? Dacă da, ar trebui să fim mai atenți. Pentru că dacă vrem să împlinim cu o porunca Domnului, este aceasta, să vă iubiți unii pe alții. Și aceasta implică și pe cei care ne vizitează și nu sunt membri în biserica noastră. Văd aici niște fețe și care nu le cunosc. Domnul să vă binecuvinteze. Simțiți-vă ca și acasă, ca și în brațele Domnului și în felul acesta să puteți să mulțumiți lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Un alt lucru sau o altă calitate a unui prieten, care îl găsim în textul nostru în această dimineață, este că prietenul adevărat arată încredere. Dacă nu areți încredere, nu te deschizi față de cei de lângă tine, este grea comunicarea. De aceea, prietenul adevărat, uitându-ne în pasajul nostru, la versetul 14, spune în felul următor: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și desigur, ucenicii trebuiau să acționeze, să facă ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a poruncit. Dar pentru că a face ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a poruncit, era să prezinte încredere. Dacă noi nu avem încredere unii în alții, oricât de mult ar striga eu de la von, chiar la microfon, lucrurile nu s-ar face și nu se fac. Pentru că imediat în gândurile noastre apar tot felul de prejudecăți. Dar vreau ca aceste prejudecăți să fie date la o parte. Nu știm, de multe ori mă gândesc, nu știm când Dumnezeu, cât timp Dumnezeu ne va îngădui să slujim sau să fim împreună. Așa e că nu suntem legați unii de alții. Fiecare este pe cont propriu. Familiile noastre, noi ca prieteni sau ca persoane. Toți care suntem în biserica aceasta, puteți să garantați că anul ce vine, în 2024, o să fiți toți aici. Probabil unii o să fiți în altă biserică, alții în România, alții în Statele Unite, alții nu știu unde ați mai putea să fiți. Pentru că viața aceasta ne pregătește drumuri și planul lui Dumnezeu, ținând cont doar de planul lui Dumnezeu. Poate vă vrea pe unii în România, pe alții în altă parte. Alții probabil o să vă căsătoriți, o să plecați în altă biserică. Dar atât timp cât stăm împreună, ar trebui să prezentăm încredere și acest lucru să capătă, probabil în timp. Dar cunoscându-ne de atât de mult timp unii pe alții și văzându-vă, vă consider ca o familie și ca familia mea. Și cred că și dumneavoastră, din partea dumneavoastră, este la fel. Atunci nu cred că ne-ar lua mult timp ca să putem să avem încredere unii în alții. Atunci când se apelează prin orice mijloc la o acțiune, să nu avem prejudecăți, să nu avem rețineri. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spunea și m-am gândit la lucrul acesta. În Ioan, capitolul 14, 1, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, a zis Domnul Iisus Hristos către ucenici. De ce? Pentru că eu mă voi duce, voi muri. Ei au înțeles ucenicii. Probabil mai târziu, dar au înțeles că drumul Domnului Iisus Hristos duce la suferință, prin suferință. Dar să nu vi se tulbură inima, pentru că unde mă duc eu, mă duc să vă pregătesc un loc. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Ce demonstrează lucrul acesta sau ce cere lucrul acesta? Încredere. Bă, acum dacă te duci tu nu mai vii, tu uiți de noi, tu nici mesaj nu ne mai trimiți, nici un telefon, ba mai mult, s-ar putea să șuborezi numărul de telefon. Ei bine, din partea Domnului Iisus Hristos nu este așa. El a plecat la Tatăl să ne pregătească un loc pentru fiecare și prin aceasta ne arată dragoste și așteaptă de la noi încredere. Credem noi că Domnul Iisus Hristos a plecat să ne pregătească un loc pentru fiecare? Amin. Aceasta este încredere și Dumnezeu binecuvintează
o astfel de credință, slăvit să fie numele Domnului. Dar m-am gândit la David și David este o referință pentru noi. Și cunoaștem istoria așa cum am spus. Între David și Ionatan s-a legat o prietenie mai strânsă. Deși David era încercat prin socrul lui, prin Saul, și spune cuvântul lui Dumnezeu că Saul urmărea să ia viața, așa cum s-a spus. Și într-un moment dat, David fuge de la Saul și aștepta să vadă gândurile care Saul le are cu privire la el. Și eu, personal, probabil, dacă aș fi fost să caut pe cineva de încredere în care să-l întreb, mă, ce gând are persoana respectivă față de mine, parcă nu aș merge la fiul acelei persoane. Dar David apelează la Ionatan și spune, Ionatan, uite, tu știi gândurile mele, tu știi cum am comportat, cum suntem noi, legătura noastră. Spune-mi ce gânduri are Saul față de mine. Și au ei acolo înțelegere și spune, o să spun, dacă se întâmplă ceva, uite, în cutare zi o să ieșim la câmp și o să dau semnal ca să te duci sau să vii. Ca să stai sau să mergi. Pentru că tatăl meu voi descoperi de la el toate gândurile care are cu privire la tine. Pentru că Saul îi spunea tot ceea ce gândea lui Ionatan. Și desigur, Ionatan merge și putea foarte ușor să-l trădeze pe David. Dar nu o face. De ce? Pentru că prietenia adevărată nu trădează. Prietenia adevărată arată încredere. Și David a arătat încredere și a avut încredere în Ionatan. Și Ionatan a avut o prietenie care n-a trădat. A construit această încredere. De aceea și noi, între noi, va trebui probabil să construim și să demonstrăm lucrul acesta, că oamenii pot să avea încredere în noi și Domnul să ne binecuvinteze. Istoria este lungă, dar vedem că Ionatan, ceea ce vreau să scot la suprafață este faptul că Ionatan a acționat protejând pe prietenul său David. Chiar cu riscul de a fi probabil nedreptățit sau înjosit de tatăl său. Ba mai mult, găsim de data aceasta pe David, când află vestea morții lui Ionatan și a lui Saul, vine un om și îi aduce o veste. Ce știi ce, David? Am văzut pe Saul și pe Ionatan. Au decedat, au murit. Și David, un prieten adevărat, când aude o știre despre prietenul său, cercetează cazul. Nu se bucură, nici măcar nu se întristează, acum asta este, Dumnezeu e mare, El știe toate, da? Cercetează cazul de amănunt și spune, este prietenul meu, cum s-a întâmplat lucrul acesta? De unde știi? Petreceam din întâmplare. Din întâmplare pe un munte, din întâmplare este plin prin război, printr-o ceată, printr-o perioadă grea, încercată de război. Și? Păi l-am văzut acolo pe Saul, stând. Și era bolnav, era grav rănit și mi-a spus să-l ajut să moară mai repede și i-am dat o lovitură și l-am omorât. Și acum îți aduc cununa și îți aduc pentru că nu mai este, ești tu. El probabil s-a aștepta la binefacere, s-a aștepta, cum de altfel se întâmplă, fraților, vin oameni la noi și ne spun tot felul de lucruri și eu ca conducător de biserică ce-ar spunea cineva, păi, dar de ce le asculți pe toate? Pentru că asta e una dintre slujba lui cei care conduc aici în față. Eu nu pot să vine cineva la mine și să întorc spatele să spun nu te ascult. Dar multe dintre informații vin și nu sunt plăcute. Sunt multe informații care noaptea te face să gândești, nu să dormi. Unele nu știi cum să le scoți pe mânecă, nu le poți spune, împărtăși. Pentru că vin de felul acesta, spun, dar nu mai spune la nimeni și acolo începe deja o bârfă. Și eram încurajat, bă, nu le mai asculta. Dar încă n-am ajuns la puterea aceea, dar cred că va trebui să o fac. Pentru că nu te ajută cu nimic. Ei bine, David îi spune la omul ăsta, cum s-a întâmplat? Uite, așa s-a întâmplat. Și acum omul ăsta s-a așteptat la răsplătire. Știi ce răsplătire au avut? David l-a ucis. Cine pune mâna pe unsul Domnului este vrednic de moarte. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Suntem prieteni și trebuie să arătăm încrederea.
și Dumnezeu ne cheamă la aceasta, Domnul să fie slăvit. O altă calitate a unui prieten, că prietenul adevărat împărtășește lucrurile de valoare. Versetul 15 spune lucrul acesta: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Prietenul adevărat împărtășește lucruri de valoare. Și aceasta este important între legăturile dintre noi, să luăm și să ducem mai departe lucruri de valoare. Pentru că dacă vei încărca pe prietenul tău cu lucruri de nevaloare, nu-i va ajuta la nimic. Ba mai mult, prietenia ta probabil va scădea. Dacă vrei să ții la prietenie, la legătura aceasta, care o găsim scrisă chiar în Sfintele Scripturi, va trebui să împărtășești lucruri de valoare. Domnul Iisus Hristos a luat lucrurile de valoare și acest lucru de valoare ce este? Evanghelia. Spunea cuvântul Domnului: a sosit vremea, s-a împlinit vremea. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și Evanghelia nu era altceva decât mesajul lui Dumnezeu de mântuire pentru lumea aceasta. Cum putem noi să ne mântuim? Cum putem noi să fim salvați de păcat, salvați de chinul groaznic care așteaptă întreaga omenire care nu se întoarce la Dumnezeu? Noi am fost despărțiți de Dumnezeu prin păcat. Dar în dragostea Lui, așa cum a spus, El și-a dat viața pentru noi. Și mesajul este acesta: dragostea mea pentru voi este o dragoste veșnică, dar va trebui să-L chemați, să-L căutați, va trebui să păziți poruncile, așa cum ne spune textul acesta. Păziți poruncile mele și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Desigur, prietenul adevărat împărtășește lucrurile de valoare. La punctul acesta m-am oprit la Proverbe 12, unde spune că cel neprienit arată sau călăuzește pe prietenul său. Și acest lucru l-a spus Solomon. Și îl vedem că este nevoie și în ziua de astăzi, atunci când ai o dilemă, atunci când ai o problemă, atunci când ești la încrucișări de drumuri, apelăm unii la alții și cerem sfatul. Dar așa e că apelezi la omul care ai încredere în el, în care știi că ți-ar putea da un răspuns nu neapărat favorabil, sau dar un răspuns corect. Pentru că prietenul adevărat nu totdeauna dă răspunsuri favorabile. Nu totdeauna un prieten adevărat ne ia în brațe. Nu totdeauna un prieten adevărat, sau să nu așteptați la un prieten adevărat totdeauna să vă dea dreptate. Un prieten adevărat găsește calea și ca pentru el te îndeamnă, îți arată, te sfătuiește ceea ce el crede pentru tine și îți arată calea, drumul, slăvit să fie numele Domnului. David spunea în unul dintre psalmi, în psalmul 16:3, spunea că sfinții care sunt în țară, spunea: oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Aceea vă îndemn să ne înconjurăm cu oameni din biserică, din poporul lui Dumnezeu. Să ne înconjurăm cu oameni care sunt plăcuți lui Dumnezeu. Și în felul acesta, propășirea noastră ca persoană și a familiei noastre va fi asigurată. Dacă te înconjori de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, te vor târî în plăcerile lor, te vor duce acolo unde ei sunt atrași și în felul acesta te vei îndepărta atât de biserică, te vei îndepărta de Dumnezeu, te vei îndepărta probabil de principiile curate și demne de ascultare ale Sfintelor Scripturi. Și când te vei trezi, vei fi departe, singur, părăsit, probabil și trădat, dar Dumnezeu ne învață în această zi să te înconjori de oameni care sunt neprihăniți, care caută pe Domnul dintr-o inimă curată și Domnul să ne binecuvinteze. Și ultimul punct, doar îl amintesc și încheiem: prietenul adevărat este un mijlocitor. Adică mijlocește între tine și alții. Dacă vreți, mijlocește între tine și Dumnezeu, când ai nevoie de rugăciune. Mijlocește între tine și aproapele care vine să-i spună anumite lucruri. El este cel care cântărește lucrurile. Cuvântul Domnului în versetul 16 ne spune lucrul acesta: Nu voi m-a ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, ci v-am rânduit să mergeți să aduceți rod și rodul vostru să rămână. De ce?
pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu, să vă dea. A cere de la Tatăl în numele meu înseamnă că este cineva acolo sus, care mijlocește pentru noi. De aceea și noi, la rândul nostru, va trebui să fim niște mijlocitori. Între noi și prietenii noștri. Între noi, între prietenii noștri și Domnul. Între familiile care sunt în biserică, aducându-le înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze. Am învățat în această zi că și Dumnezeu este prietenul nostru și că Domnul Iisus Hristos a demonstrat lucrul acesta prin dragostea purtată față de întreaga omenire, dar în mod special față de cei care sunt cred în Domnul. Prin calități sfinte care ni le lasă fiecăruia dintre noi, ca drum de urmat, ca exemplu, ca paș de făcut și cuvântul Domnului ne învăța în această dimineață, căci prietenul adevărat iubește, prietenul adevărat arată încredere, prietenul adevărat împărtășește lucrurile de valoare și prietenul adevărat este un mijlocitor. Și în încheiere, versetul 7, vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții și Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru timpul care l-am petrecut în această dimineață în casa Domnului și totodată să rugăm ca Domnul să binecuvinteze, să fie cu noi și după masă, când de la ora 6 vom avea program și seară de colinzi. Domnul să fie slăvit. Amin. Ne închidăm cu mulțumire înaintea Domnului.